frica, rușinea și vinovăția și-au dat întâlnire în mine. Și nimic până acum nu am făurit. Și cred că nici catafalcul chiuvetei nu-mi va reține numele. Nu, că am început cu sentimentele surori, mândria, faima, încrederea, dar eram prea mic ca să le cresc în mine. Așa că din impuls de bovină mi-am modelat în suflet figurine de plastilină și cu timpul m-am jucat cu ele. Nu că nu au devenit mai puțin maleabil, dar unii au sărit în sus și duși au fost. Bine, nu vreau să mă laud, dar au fost câteva secunde de glorie care aș fi vrut să nu se termine niciodată. Nu glumesc. Sunt autistul acestei lumi. Și nu mă mai potrivesc, adică nu mai merge. A trebuit să le dau drumul înăuntru meu, la fricii, vinovăției și rușinii. Așa gândea un gândac de bucătărie de ună zi, când l-am strivit.